Weekendul ce urmează este dedicat dragostei și tinereții. Artiști și tinere talente conlucrează pentru a le oferi giurgiuvenilor două spectacole speciale, ambele cu intrare liberă. Primul, intitulat Dragobetele la Giurgiu, are în program momente muzicale realizate de elevii cercurilor de canto și muzică populară ai Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale. Numerele de dans popular, acordeon și vioară vor completa seria reprezentațiilor. Se dorește a fi un spectacol dedicat Dragobetelui. După cum știți, o sărbătoare tradițională care se serbează pe data de 24 februarie, dar nu numai, datele fiind variabile. Există documente care atestă și pe data de 28, pe 1, pe 3 martie, aceste zile legate de sărbătorile Babei Dochia. Reprezentațiile vor avea loc sâmbătă, 22 februarie, cu începere de la ora 17, în sala Muzeului Poliției de Frontieră. Al doilea spectacol, dedicat iubirii, va fi organizat duminică, 23 februarie, de la aceeași oră la Ateneul Nicolae Bălănescu și constă în reprezentații teatrale și muzicale. Vor fi aduse la rampă schițe care vor satiza înțelesul greșit al sentimentului de dragoste. Aș da câteva exemple: O dragoste nebună, nebună, de Tudor Popescu, ar mai fi, să zic, Insomnia și ignoranța, de Dumitru Solomon. Toate aceste schițe vor fi prezentate de trupa de teatru Ex Toto Corde, condusă de doamna profesoară Kralevici. Vor fi evocări ale acestei zile realizate de domnul doctor Cosmin Georgescu și, bineînțeles, momente muzicale, cântece de dragoste, care vor fi interpretate de cantautorul nostru Tică Lămânare. Ziua lui Dragobete, zeul tinereții, al veseliei și al iubirii, are origini străvechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci și transformat ulterior într-un protector al tinerilor și patron al iubirii.